A patra ediție a acțiunii umanitare Ajutăm suflete, hrănim copii va avea loc sâmbătă 22 octombrie la Deva. Oameni binevoitori sunt așteptați să ofere fiecare după posibilități alimente de bază. Toate donațiile vor ajunge la centrul social din localitatea Negrenii de Sus, județul Teleorman, de care se ocupă preotul Bogdan Cristian Danu, cel care oferă zilnic o masă caldă pentru zeci de copii și bătrâni. La acțiunile anterioare, numeroase persoane s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul celor mai puțin norocoși. În urmă cu câțiva ani s-au strâns pachete pentru micuții necăjiți aflați în grija fratelui părintelui Bogdan Cristian Danu, preotul Florin Danu. Atunci, peste 5 tone de alimente nealterabile au fost adunate în doar câteva ore. Inițiatorii acțiunii le-au dus apoi la destinație, acolo unde au fost întâmpinați cu mare emoție și bucurie de preotul și copiii aflați în grija sa. Așadar, toți cei care doresc să se implice sunt așteptați sâmbătă, 22 octombrie, între orele 14 și 17, în Piața Victoriei din municipiul Deva, unde se vor strânge pachetele.